Odată cu venirea verii, parcul Copou s-a transformat într-un tărâm magic, iar lacurile sunt pline de nuferi. Petalele delicate în culori de alb imaculat și roz pal se deschid cu gingășie pe suprafața apei, creând un spectacol vizual uimitor. Piscinii care vin să se relaxeze în parcul Copou în această perioadă se pot bucura și de florile de nufăr. Acestea rămân deschise pe timpul zilei de la ora 9 până la ora 14. Cunoscut și sub numele de floarea zeilor, nufărul emană un parfum subtil și se adaptează armonios peisajului înconjurător. Nufărul este considerat un simbol al purității și al înțelepciunii în multe culturi din întreaga lume, iar prezența sa în parcul Copou aduce o notă de eleganță și farmec în acest colț al Iașului. Foarte frumos! Tot timpul vin în grădina Copou și admir tot ce este. Cel mult acum voiam să pozez băncile astea. Foarte frumos, îmi place. Veniți foarte des să vă relaxați. Da, sunt pensionară și îmi place foarte mult. Aveam o nepoțică, am venit cu ea 13 ani, domnișoara acum are 17 și nu mai vin cu ea, dar am venit tot timpul aici în grădina Copou. Îmi place tare mult. Îți bineveniți aici la Iași, pentru că lacul Codrilor Albastre, nu fer galben, îl încarcă. Veniți des să vizitați parcul Copou? Da, foarte des. E superb, este chiar o idee minunată că au făcut așa. Eu vin de la Focșani, întâmplător am fost și am nimerit în cel mai frumos moment al Iașului, mă gândesc. Vizitatorii pot petrece momente de relaxare și contemplare admirând aceste flori nobile și fotografiindu-le pentru a păstra amintirea acestui spectacol efemer al naturii. Am reușit să amenajăm aceste bazine din grădina Copou, să le înfrumusețăm. Nuferii pe care i-am plantat acum sunt înfloriți și vom continua cu amenajarea ultimului bazin rămas, atât cu nuferi, plante acvatice, cât și plante acvatice deosebite. Mă refer, lotuși vrem să aducem și de asemenea vor împodobi aici aceste bazine. Ne aflăm în grădina Copou, nu în parcul expoziției, deci în grădina care se află șiteiul lui Eminescu și în spate avem, am putea spune, o salbă de lacuri, sunt trei lacuri pe care le-am construit în anii trecuți, de 2 ani de zile lucrăm și una dintre surprize este faptul că am reușit să aducem și nuferi. Nuferii au înflorit pentru prima dată în acest an. Nuferii sunt aduși dintr-o pepinieră, o parte din zona Oradea, o parte sunt aduși din Delta Dunării și sigur am încercat să asociem această nouă surpriză pentru ieșeni și cu reamenajarea spațiilor florale și a spațiilor verzi în general. Nuferii pot fi văzuți în parcul Copou o perioadă îndelungată până în lunile noiembrie-decembrie, urmând ca în perioada de iarnă să fie relocați în seara de la servicii publice.